Bună dimineața și bine v-am găsit la cafeaua de după cu Nicu Bendea, atât pe YouTube cât și pe Facebook. Am ieșit în extravilan, am ieșit la o terasă și nu oriunde, la Maimuța Plângătoare, în centrul Clujului, că așa ne stă bine, la ce vremuri călduroase avem. Dar nu știu cum să face, vremea e caldă, dar veștile sunt contradictorii, știrile sunt contradictorii, una caldă, una rece. De exemplu, o veste rece, să zic așa, s-au interzis păcănelele în orașele care au sub servus, sub 15.000 de locuitori. Vă dați seama, păcănelele erau pentru acele comunități, pentru cei care jucau la păcănele, singura sursă de fructe, prună, strugurel, lebeniță. Și acum n-au teatru, n-au operă, ce să facă acolo? O să facă pălincă și o să ajungă drojdieri. Veste rece, veste caldă, dacă nu călduță și fierbinte, Emil Rengle a spus da. Iubitul său Fernandez l-a cerut în căsătorie. Sau invers, că nu se știe. Am ajuns să pricep și astfel de știri bune. Bravo! Ce să facem? O altă veste rece. Cerebel s-a despărțit de soție. De a doua soție. Și prima și a doua soție frumoase cum să cade. Cerebel. Atâta comentez. Ce tembel. Și vestea bună, în contrapartidă, vestea bună e că pacientul ăla din America, căruia i s-a transplantat un rinic de porc, a fost, mă rog, externat. Sfaturile medicilor au fost să consume mult lichid, să se ferească de alcool și de Crăciun. buymeacoffee.com/nicubendea. Până la urmă noi bem un vin recomandat de bunul meu prieten somelier Radu Ilea. Să fie sănătos și la pungă gros, că e și generos. Vestea bună este că domnul Emil Boc a fost în Oser. Vestea proastă e că nimeni nu a dat doi bani pe el. Și-ați cu politicieni ăștia, așa cu politicieni. Nu l-ați văzut și pe ăsta, pe George Simion. O brusca pe un ministru, mă, cu telefonul. I-a băgat telefonul în nas, mă, să nu mai poate zice la nimic. Dar e frumos așa. Băi, eu la parlamentari ăștia le-aș lua telefoanele. Pe cuvânt, ca la școală, ca la 1-4. Îți iau telefonul, du-te în ședință. Scuipă-te, bate-te, bagă-te, scoate-te. Dar lasă telefonul. Păi faceți ca pe vremuri, senatorul Nicoru. Uitați-vă la filme porno pe tabletă, lăsați telefoanele, nu vă mai... Ce exemplu dați elevilor? Un elev a fost... alergat în curtea școlii cu o macetă, mă. Noua probă de sport. Că zice, ăștia nu mai știu juca fotbal, nu mai sar la groapă, nu mai fac nimic. Acum trebuie să introducem ceva ca să stea la educație fizică. Așa s-a dus și ediția noastră de azi. buymeacoffee.com/nicubendea. Să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. Ieșiți la grătare, luați vitamina D, că e gratis. Încă.